Deci eu nu înțeleg că fix ceea ce face Alex cu Hatice, face Hatice cu Sabrina. Lui Hatice nu-i convine ce face Alex și plânge, se enervează și așa mai departe. În schimb, Sabrina ar trebui să-i convină ceea ce face Hatice, pentru că ea e justițiara casei și, de fapt, a intrat în această situație nefiind vorba despre ea. Adică ea cumva a considerat că Denisa a pus laba pe Tima și că nimeni n-ar trebui să zâmbească măcar atunci când trece pe lângă Denisa și pe lângă Tima, pentru că, vezi, Doamne, a pus ștampila Denisa pe el. Nici de cum, ei nici măcar nu se cunosc. Toată lumea are dreptul să, nu știu, să vorbească cu toată lumea. Nu există așa ceva. În primul rând, la atât de început, băieții nici nu cunosc fetele, nici nu le cunosc viața, nu cunosc nimic despre ele. Cum ar putea să ia o decizie? Deci, sincer, mi se pare atât de penibilă situația asta și Hatice chiar nu înțeleg care-i treaba ei. Adică, sincer, Denise are bodyguards cumva și trebuie să vorbească numele ei, să o apere.